Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Sistemul Național de Sănătate trebuie susținut de servicii publice excelente, la prețuri rezonabile și accesibile tuturor. Pandemia a reamintit întregii lumi că un procent cât mai ridicat al populației vaccinate înseamnă șanse exponențial mai mari la viață. Cu toate că Europa este lider în ceea ce privește vaccinarea, responsabilii din domeniul sănătății susțin că trebuie dinamizate în continuare campaniile de imunizare, inclusiv la nivelul României. Este foarte important ca românii să înțeleagă că nu este vorba doar de solidaritate, ci și de sănătatea publică. Nimeni nu va fi în siguranță până când toată lumea nu va fi în siguranță. Garantarea dreptului la o sănătate adecvată este o prioritate pentru conducerea PSD a Ministerului Sănătății. Îmbunătățirea răspunsului internațional la pandemie, precum și a rezistenței populației, necesită o distribuție echitabilă a medicamentelor, echipamentelor și instruirii, iar Uniunea Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a deschide calea pentru o reformă sustenabilă a guvernanței globale a sănătății. Este limpede că pentru a păstra modelul social european și de coeziune socială, avem responsabilitatea de a ne asigura că sistemul autohton de sănătate este bine dotat, susținut de servicii publice excelente, la prețuri rezonabile și accesibile tuturor. Acest deziderat îl are și ministrul PSD al Sănătății, ca toți românii să beneficieze în mod egal și nediscriminatoriu de progresele medicinei, pentru a garanta astfel atât viața sănătoasă a românilor, dar și de a ne imuniza societatea împotriva inegalităților și a nedreptăților. Pe termen lung, eliminarea inegalităților înseamnă de asemenea adoptarea unei abordări preventive pentru combaterea factorilor multipli care afectează sănătatea, care, din nefericire, afectează predominant categoriile vulnerabile ale populației. În concluzie, promovarea egalității prin îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a românilor va contribui esențial la o sănătate mai bună, dar și invers, oferind tuturor șansa de a se dezvolta armonios și de a-și îmbunătăți calitatea vieții de zi cu zi. Deputat PSD București, Rodica Năsar. Mulțumesc.